pastorala de Crăciun din acest an, am intitulat-o așa: Astăzi prorociile și toate scripturile. Și veți vedea că am avut un motiv să o intitulez așa. Atunci, când magii de la răsărit, călăuziți de stea, au ajuns la Ierusalim și au întrebat unde este regele cel nou născut, pentru că i-am văzut steaua și am venit să ne închinăm lui. Regele Irod, dinpreună cu toată curtea lui, s-au tulburat și i-au invitat pe bătrânii, pe învățații, pe cărturarii lui Israel, să-i întrebe pe ei unde era să se nască noul rege. Și răspunsul lor îl găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 2. Unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut, că am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui? Și auzind regele Irod, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căutau să afle de la ei unde este să se nască Hristos. Iar ei au zis: în Betleemul iudeii, căci așa a scris prorocul: și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Învățații lui Israel au reprodus o prorocie pe care prorocul Mihea o făcuse cu 700 de ani mai înainte. În cartea prorocului Mihea, în capitolul 5, în primul verset, citim: și tu, Betleeme Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși stăpânitor peste Israel, iar obârșia lui este dintr-un început, din zilele veșniciei. Pe bună dreptate, colindele noastre, această idee, acest răspuns întemeiat pe Scripturi, l-au turnat în versuri populare. Astăzi prorociile și toate scripturile s-au plinit, precum și scrie la Moise la Cartea Întâi. Deci, prorociile și toate scripturile s-au împlinit cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Gândul la care ne-am oprit acesta este: ca să poată da răspunsul cuvenit și absolut real, au cercetat Scripturile. Și insistăm în pastorala noastră de acest an pe faptul că Sfânta Scriptură trebuie citită. În ea găsim răspuns la multele noastre întrebări. E importantă pentru toată omenirea. Nu mai vorbesc de lumea creștină. Cât de importantă este Sfânta Scriptură. În ce ne privește punctual pe noi românii, două traduceri scripturistice sunt foarte importante. La 1648, la Alba Iulia, așa cum scrie pe foaia de titlu de atunci la Belgrad, la Alba Iulia, se traduce Noul Testament, pe vremea lui Simeon Ștefan. Și va fi o carte de referință și pentru uzul spiritual al creștinilor, dar și din punct de vedere istoric, pentru că
în cuvântul înainte, Simeon Ștefan, sublinia importanța pe care o are Noul Testament de la Bălgrad pentru toți creștinii din România. Noi așa ne-am silit. Să traducem ca să înțeleagă toți românii, pentru că vintele sunt ca banii și banii aceia sunt buni care umblă peste tot, zicea Simeon Ștefan. O traducere importantă a fost aceasta. O alta, care se face la 1688, este Biblia de la București, sau Biblia lui Șerban Cantacuzino. Și aceasta, pentru români, are o foarte mare importanță, sigur că întâi de toate spirituală, dar apoi și o importanță culturală. În ce privește Noul Testament de la Bălgrad, Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna va menționa mai târziu, pentru un popor, Biblia se traduce o singură dată. Și după ce a fost învinsă piedica, cea mare, urmașii nu mai au de a face altceva decât de a îmbunătăți unele expresii, însă limba Bibliei rămâne odată pentru totdeauna, pentru un popor. Se referea la Noul Testament de la Bălgrad, dar același lucru va putea fi scris și pentru Biblia de la 1688 de la București. Așadar, răspunsul la întrebările cruciale care ne frământă îl găsim în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Acum, pentru uzul vieții noastre spirituale, așa ne învață mai toți părinții că zilnic lecturarea unui capitol sau a două capitole din Sfânta Scriptură este de mare importanță, de foarte mare importanță. Unul dintre marii noștri teologi este vorba de Ilarion Felea. El a fost martir pentru credință, în sensul că a fost întemnițat la aiut, de unde n-a mai ieșit niciodată. A murit acolo și a fost îngropat pe râpa robilor. Ei, el sublinia importanța cărții cărților pentru neamul nostru românesc și nu numai pentru neamul nostru, ci pentru toate neamurile de sub soare. Și el dă și câteva exemple. Realizăm ce mare importanță a avut Biblia, Sfânta Scriptură, pentru poporul american, zicea el. Emigranții din Europa s-au dus în Statele Unite cu Biblia. Și Biblia l-a ajutat ca să devină o națiune puternică, cea mai puternică. E în mare evlavie citirea Scripturii la poporul american. Dădea acest exemplu Ilarion Felea. Și-ar putea fi date multe alte exemple, pentru că Biblia sau Sfânta Scriptură se traduce în toate limbile, ies milioane de exemplare din Scriptură în fiecare an. Și dacă este să ne mai oprim la câțiva dintre cei ce au subliniat importanța lecturării Scripturilor, o facem. De pildă Sfântul Vasile cel Mare sau Sfântul Ioan Gură de Aur subliniau importanța lecturării Scripturilor și subliniau importanța conținutului Scripturilor pentru noi, pentru toți. Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă am citit-o cu seriozitate, Sfânta Scriptură, ne-am ferit de multe, de multe păcate.
în vremurile moderne, au insistat asupra lecturării scripturilor mai mulți autori. Dintre aceștia, de exemplu, îl putem pomeni pe Sfântul Serafim de Sarov. El ni se dă nouă ca exemplu. Odată pe săptămână citea tot Noul Testament și zicea el, luni citesc Evanghelia după Matei, marți citesc Evanghelia după Marcu, miercuri citesc Evanghelia după Luca, joi Evanghelia după Ioan, iar în celelalte zile ce mi-au mai rămas, vineri, sâmbătă și duminică, împart celelalte cărți din Noul Testament și le citesc pe toate. Acum, lecturarea scripturilor, așa cum ne învață părinții, până la urmă devine substanța sufletului nostru. Se imprimă în sufletul nostru și ne ajută ca să acționăm în conformitate cu ceea ce ne învață Sfintele Scripturi, care sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Scripturilor e revelat de sus. Pentru că autorii sfinți, atunci când au scris o carte sau alta din Scriptură, știm că perioada în care s-a scris Scriptura este lungă. De la Moise, 1500 de ani înainte de Hristos, înaintea erei noastre, până la ultima carte din Noul Testament, care s-a scris înspre anul 100 după Hristos, era noastră. Deci, 1600 de ani a durat scrierea Sfintelor Scripturi. Dar, am zis, toți autorii, în momentul în care au scris o carte din Scriptură, au fost inspirați de sus. Și referitor la această inspirație, zic autorii care se preocupă de Biblie că Dumnezeu le-a luminat mintea, le-a încălzit inima și le-a întărit voința ca să redea exact ceea ce a vrut Dumnezeu de la oameni. Și am zis că din perioada modernă voi mai cita câțiva autori care ne îndeamnă să citim Sfânta Scriptură. Gala Galation a fost unul dintre traducătorii Scripturii în limba modernă română. Și el zicea așa, insistând asupra lecturării Scripturii, din nefericire, pe vremea lui, se citește prea puțin Sfânta Scriptură. Și dacă ar fi să faci un sondaj, ai vedea cât de mare e bucuria iadului, constatând că așa de puțini creștini lecturează zilnic Sfânta Scriptură. Și insistă el pe lecturarea Scripturilor. Acum nu numai Gala Galaktion, ci sunt și alți autori care insistă pe lecturarea Scripturilor. Noi știm că diortoțirea Scripturii s-a făcut și de către mitropolitul nostru, Bartolomeu Anania, care a scos ediția jubiliară a Sfintelor Scripturi. Iar meditând la importanța Scripturilor, la importanța textului Scripturilor, la importanța citirii Scripturilor, Bartolomeu Anania zice așa că Biblia, cuvântul tradus în română, înseamnă cărțile. Deci Biblia este o bibliotecă, o importantă bibliotecă pe care trebuie să o citim. Anul acesta a fost dedicat de către Sfântul Sinod satului românesc, sat care suferă foarte mult dintre locuitorii satului îmbătrânind,
și satele care sunt îndepărtate de oraș, împuținându-se numeric. Deci anul acesta a fost dedicată de către Sfântul Sinod, sigur că la sugestia prefecitului Părinte Patriar Daniel, satului românesc. Dar în același timp a fost dedicat și preoților, și primarilor iscusiți, și alor doi patriari importanți, Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, care și ei s-au preocupat de traducerea și de tipărirea Sfintelor Scripturi. Noi, având la îndemână scripturile tipărite de ei și apoi de cei ce au urmat, de Patriarhul Teoptist, de Preafericitul Părinte Patriar Daniel, noi avându-le la îndemână, n-avem a face alta decât a le lectura și de a le face ca până la urmă să devină substanța sufletească a omului nostru lăuntric. Cerceta scripturile pentru că în ele găsiți viața veșnică și ele vorbesc despre mine, zice Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. Așa că la această sărbătoare a Crăciunului am insistat în pastorală asupra importanței Sfintelor Scripturi și a lecturării ei de către oameni. Astăzi prorociile și toate scripturile. Zice Colinda, s-au împlinit frumos, s-au împlinit frumos la sărbătoarea nașterii Domnului, când El se coboară printre noi, păcătoși. Aș mai insista ca o urare asupra sfârșitului a două colinde, sau chiar trei. O colindă cultă a fost scrisă de Vasile Voiculescu. Știți că și Voiculescu a fost unul dintre întemnițații pentru credința lui pe vremea stăpânirii comuniste. Și el a scris un colind intitulat tocmai așa, colind. Și insista asupra pregătirii lăuntrice pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Pregătirea lăuntrică care culminează printr-o bună spovedanie. Sigur că prin toate celelalte acte de pietate pe care le săvârșim noi. Lecturarea scripturilor, faptele de caritate și toate celelalte. Ei, colinda are următorul conținut. În coliba întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Coliba, cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit. În mijloc tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt s-a alătura, și acolo rămânea și acum și pururea. Răspunsul nostru. Și noi, Doamne, ne-am gătit, colibele am curățit, uși ferestre, toate noi, Doamne, intră și la noi. Și am zis că le aduc aminte creștinilor noștri și de sfârșitul a lor alte două colinde. Una dintre ele insistă asupra faptului că trebuie să fim foarte buni de Crăciun. De fapt, toată tradiția noastră creștină legată de postul Crăciunului, de pregătirea pentru praznicul nașterii Domnului, insistă pe filantropie, pe a fi buni. Și un sfârșit de colindă este acesta. Acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios, creștine, să fii bun, să fii bun. Sau, la urma urmei, cu două versuri de colindă,
mi-am și încheiat pastorala la toate mesele, inimvesele. Dumnezeu să binecuvinteze sărbătoarea Crăciunului și pe toți creștinii noștri din eparhia Vadului, Feleacului și Clujului, din mitropolia noastră, din țara noastră și din toată lumea creștină.